Ursul păcălit de vulpe, de Ion Creangă. Era odată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană, dar nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins pe labele dinainte, îi vine miros de pește. Atunci ea ridică puțin capul și, uitându-se la vale în lungul drumului, zărește venind un car tras de boi. Bun! Gândi vulpea. Ia ca hrana ce-o așteptam eu! Și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului ca și cum ar fi fost moartă. Țăranul ce mâna boii vede vulpea și, crezând că-i moartă cu adevărat, strigă la boi. Ho, băieții mei! Boii se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând că nici nu suflă, zice: Bre, dar cum naiba a murit vulpea asta aici? Tiii, ce frumoasă cața vei că am să fac nevestei mele din blana acestui vulpoi! Zicând așa, apucă vulpea de după cap și, târând-o până la car, o aruncă deasupra peștelui. Apoi strigă la boi: Hoi, smăjoian! Cea, băurean! Boii pornesc. Țăranul mergea pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute ca să ajungă de grabă acasă și să ieie pielea vulpii. Însă cum au pornit boii, vulpea a și început cu picioarele a împinge peștele din car. Așa că țăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, Binișor sare și ea din car și cu mare grabă începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la vizuina sa și începe a mânca pentru că era tare foame. Tocmai când începuse a mânca, ia ca vine la dânsa ursul. Bună masă cu mătră! Tii, dar ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, că tare mi-i poftă! E, ia mai puneți pofta în cui cu metre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu! Dacă ți-e așa de poftă, du-te și moaie-ți coada în baltă ca mine! Și avea pește, ehe, să tot mănânci! Dar eu nu știu! Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum se prinde peștele! Atunci vulpea rânji dinții și zise: Alei, cu metre, dar nu știi că nevoia te duce pe unde nu ți-e voia și te învață ce nici nu gândești? Ascultă, cu metre, vrei să mănânci pește? Du-te de seară la băltoaca din marginea pădurei, vâră-ți coada în apă și stai pe loc fără să te miști până dinspre ziua. Atunci smucește vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate îndoit și întreit decât am scos eu. Ursul,
nemai zicând nicio vorbă, aleargă în fuga mare la băltoaca din marginea pădurei și își vâră în apă toată coada. În acea noapte, începuse a bate un vânt rece, te îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Îngheță zdravăn și apa din băltoacă și prinse coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemai putând de durerea cozii și de frig, smucește odată din toată puterea. Și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără de coadă. Începe el acum a mormăi cumplit și a sări de durere. Și înciudat pe vulpe că l-a amăgit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar și reata vulpe știa cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se vârâse în scorbura unui copac din apropiere și când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga. Hei, cumetre! Dar ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pești în baltă? Ursul, auzind că încă îl mai ia și în râs, se înciudează și mai tare și se repede iute spre copac. Dar gura scorburei, fiind strâmtă, ursul nu putea să încapă înăuntru. Atunci căută o creangă cu cârlig și începu a cotrobăi prin scorbură ca să scoată vulpea afară și să-i deie de cheltuială. Dar când apuca ursul de piciorul vulpei, ea striga. Trage, nătărăule! Mie nu-mi pasă, că tragi de copac! Iar când anina cârligul de copac, ea striga. Valeu, cumetre! Nu trage că-mi rupi piciorul! În zadar s-a necăjit ursul, te-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului. Și iac așa a rămas ursul păcălit de vulpe. Un iepuraș care văzuse toată întâmplarea îi zise: Ursule, de ce ai fost prost să mui coada fără rost colo în lacul din pădure? Ce-ai crezut? Că aduni mure? Ai crezut ce spune vulpea că ai putea și dumneata să aduni numai te-ai vrea pește cât o încăpea? Tu nu știi că nopți cu lună și cu toamnă pe sfârșit nu e vremea tocmai bună ca să ieși la pescuit? Ai rămas precum se știe, fără coadă și flămând. Că ai crezut într-o prostie și ai luat bălțile la rând.